ăștia ți-au dat și tu, că da, și eu am este. spus asta da. de multe ori, păi ce fac cu date că mă duc la cinema hmm. și după aia afli că de fapt le vând la o companie păi sau da, ăia, nu, sau pentru au, oricine. Au și un agreement, da. știi? Pentru și... mine ca marketer, eu de exemplu eu spun o chestie, pentru mine ca marketer e foarte important să știu tot ce pot să știu despre tine. Cu cât te cunosc mai bine, cu atât pot să intru, pot să-ți dau mai multe uh -huh. mesaje ție să intru în contact cu tine. Uh -huh. Problema este că Există un grey area în care tu ca brand trebuie să vezi cât de invaziv vrei să fii. Pentru că poți să fii foarte invaziv. Și cu Facebook-ul, în momentul de față, eu nu... Aten, uite, că, exemplu acum, știi? Și this is not teamful, this is real shit. Eu mi-am șters facebook în 2012, cred. Mm. Eu aveam facebook personal, da? Mm -hmm. Anul trecut sau acum câteva luni, din greșeală, că era, eu am același Windows instalat, nu am probleme la el, nu am virus, nu am știu ce. Și din greșeală, când dau să mă loghez pe Facebook, am un cont de Facebook, Envy din nou, fuck me. <laughs> The Boys este un masterpiece în TV superhero. Ok, o să, este, este cu este siguranță este o să și vină și recenze de la mine peste două săptămâni. Este. Voi le ați publicat nu? Da, noi avem. Da. Adică, eu da. da. Ideea este că, ca să revin la ce spuneam, știi Facebook, acum câteva luni din greșeală pun același mail-ul și parola respectivă, să erau salvate în browser. Ghiș, ce? deci eu am șters tot, acolo spuneai, this is unrecoverable, are you da, sure da. you want to delete this, uh, download your data because it's not going to be retrievable Și mă rughezi, tot era acolo, uh. totul este acolo, nu s-a uh. nimic și am dat mail după aia și am spus, how the fuck are you still having this shit Dacă eu după 5 ani tu încă mă ai aici te-am dat eu ești tâmpit, da. what the fuck are you doing? Da, da, da cum mă faci curios să mă loghez eu că și Nu eu la fel. șterg nimic, băieți. E acolo totul relaxat. Dacă tu intri acum pe contul de Facebook, e acolo totul, Nu s-a șters nimic, totul e disponibil. Intri oricând ca să poți să revii în marea familie care te iubește. În ne, familia Facebook, foarte... să vină apoi.